Salutare tuturor! În clipul ăsta o să facem o despachetare la un GSR 12V liniuță 15 de la Bosch. Este o mașină de găurit și înșurubat. Cealaltă mașină cu care am lucrat până acum de la Bosch, modelul la GSR 120 lei, i-am vândut-o cumnatului meu pentru că avea nevoie urgent de una. Eu am vrut să comand una la fel ca aia, numai că nu aveau pe stoc momentan și n-am vrut să mai aștept, îmi trebuie una neapărat să lucrez la prinderea lambriului. Așa că am luat un model un pic mai diferit. Cutia asta a ajuns un pic cam deteriorată. Hai să o desfac de aici. Vine la fel ca și cealaltă, într-o valiză din plastic. Pare un pic mai groasă. Asta este modelul. Sunt câteva detalii trecute aici pe cutie. Deci 12V, compatibilă și cu acumulatori vechi de 10,8. Litiu-ion, bineînțeles. Asta e de 2 amperi. Cealaltă avea 1,5 și înșurubează până la maxim 7 mm șuruburi. Probabil în lemn. Nu. Lemn e până la 19 mm și în fier până la 10 mm. Deschiderea mandrinei între 1 și 10 mm. 1300 de rotații pe minut, viteză maximă, forță de înșurubare în momentul de torsiune 30 Nm maximum. Ok, făcută și asta tot în Malaezia, la fel ca și cealaltă. Hai să vedem cum arată în cutie, în valiză. Ca de obicei, manuale pentru încărcător, pentru mașină. Avem încărcătorul, arată la fel ca cel de la 120 lei, același model, pare însă un pic mai voluminos. Câteva indicații. Verde intermitent când se încarcă, verde fix când e încărcat, roșu probabil s-a încălzit foarte tare și la roșu intermitent acumulatorul nu mai e bun, trebuie schimbat că nu mai încarcă. Ok. Unul din cei doi acumulatori, 12V, 2A, același model. I-a căzut pe jos. Asta e, mâini de mămăligă. S-a zgâriat el un pic aici. Nu e niciun fel de problemă. Și mai am o șurubelniță în asta cu două capete, doi biți, un PH2 și unul drept. Și avem, bineînțeles, și unealta. Să vedem cum arată. Luăm așa din toate fețele. Îmi place foarte mult și modelul ăsta. Foarte bine lucrat. Se vede că este îmbinat
aproape perfect, așa cum m-a cam obișnuit pe mine Bosch. Îmbinat frumos, lucrat bine, marca este în sfârșit reliefată pe modelul ăsta, că tot aveam eu o țăcăneală cu etichetele alea autoadezive. Deci avem la fel ca celălalt model, două trepte de viteză. Avem o treaptă de găurire și 20 de trepte pentru înșurubare. Asta merge ușor. Mandrina are inelul ăsta aici din metal, o protejează. Schimbătorul de sens un pic joacă la fel ca la celălalt model, dar parcă un pic mai puțin. N-a fost nicio problemă nici atunci, nu va fi nici acum. Deci nu e o problemă. Îmi place foarte mult cum îmi stă mâna. Are mânerul ăsta un pic mai gros ca la celălalt, dar stă foarte, foarte bine în mână. E comodă, e destul de ușurică și am o senzație foarte mișto când o țin în mână. Aici, în partea asta, am un indicator al bateriei. Foarte bună chestia asta, la modelul celălalt nu aveam. Deci, acumulatorii sunt aproape descărcați, adică ăsta. Un LED de iluminare a zonei de lucru. E zi, nu reușesc să văd cât de tare luminează. Vedem ce scrie aici. Bate lumina de la telefonul ăsta. Deci, made in Malaysia. Da, aceleași informații pe care vi le-am citit și de pe geantă. Cu deschiderea, tensiunea maximă, viteza maximă. În partea asta aici mai avem o etichetă autoadezivă, modelul și mai scrie heavy duty. Chiar îmi place foarte mult. Hai să îi probez un pic centricitatea mandrinei, că așa am făcut la toate. Viteza 1, vedem la viteza 2. Frână de motor automată. Deci mandrina este în regulă. Perfect. Da, pot să spun că îmi place un pic mai mult decât modelul precedent pe care l-am avut. Apropo, dacă vreți să vedeți clipul cu celălalt model, o să-l găsiți undeva în stânga ecranului sau puteți să vă uitați în dreapta clipului, este o iconiță cu un I într-o bulină albă și o să o găsiți acolo. Cam atât deocamdată despre această unealtă. Nu știu ce altceva să vă mai spun în momentul de față. Abia aștept să o pun la treabă. Câteva zile până când mi-a sosit asta, m-am chinuit un pic cu aia roșie de la Black & Decker. Trebuia să schimb mereu când bitul, când burghiul. Sper să fie ok. O să îi prelungesc ca de obicei garanția la 3 ani și la asta.
Sunt foarte mulțumit de cum arată și ca model și ca finisaje. Chiar îmi place foarte mult. Și bine, a costat și un pic mai mult decât cealaltă. Ok. Vreau totuși să văd celălalt acumulator câtă energie mai are în el. Ăsta din ea era aproape descărcat. Și ăsta e tot pe ultima sută de metri. O să-i pun la încărcat pe amândoi să fie pregătiți pentru lucru. Ok. Cam asta a fost mașinuța. Îmi place și valiza, spre deosebire de cealaltă. Asta mi-a venit un pic mai... Uite, are un buret aici. Ok, asta mi-a venit un pic mai întreagă. Arată foarte bine. Nu are zgârieturi. Câteva așa. Astea cred că le-am făcut chiar eu. Arată mult mai bine și valiza, e un pic mai groasă, mai sănătoasă și simt și eu că am un produs nou și de care să mă bucur. Cam asta a fost și clipul cu unboxing-ul acestui produs. Îmi cer scuze pentru lumina un pic cam slabă. Lumina vine din cealaltă parte a încăperii. Ca de obicei, vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vă plac clipurile mele și vreți să fiți la curent cu ce mai public pe canal, abonați-vă și ne revedem la următoarele videoclipuri. Vă salut și vă doresc mult spor la treburi!